ziua și bine v-am găsit la prof online cu exerciții de matematică. Așa, mă, clasa a doua, astăzi în cât e în... În 26-27. 26 sau 27 ce-ți fac aici? 27. 27. A, 11, 2017. Mai cu, pornim un, niște listele cele? Da, 100 hai. Minus. Hai, deschid că ți-o vreme. Dar un de ce scris? Am mai ce să scriu? Lasă că asta găsesc. Nu neapărat, scriem mult, se poate așa. Nu, că e așa, matematica se face cu creierul în mână. 100 minus. 100 minus. 10 ori. 93 minus 89. 59. Plus 6 ori 6. Deci 100 minus 10 ori 93 minus 89 plus 6 ori 6. Da. A, așa. 93 minus 89 plus 6 ori 6. Hai. Mai 100 ori. Mai uite-te odată să nu cumva să fie ori 100 minus... Am paranteză între... La 93 minus 89, în paranteză puneți. 93, 3, așa. Așa, da. Așa, era în cont. Da, da. Haideți să lăsăm acum să facem discuția. De ce eu am sesizat că e ceva neregulă? Haideți să pornim treaba așa, fără paranteză. Da. Să vedem dacă avea rost am exist înțeles. Să putea face. No. Ce părere tu ar fi putut face? Nu. No. Ce ar trebui să facem întâi și întâi? 100 minus 10 ori 93. Adică ce ai făcut? 5 prima dată. 10 ori 93. Corect. Sigur că da. Și ar fi fost cât? Hai să mergem așa pe varianta ieșițului așa, fără paranteze. Egal cu 100. Da, 100 minus... 10 ori 93. Adică cât face 10 ori 93? 930. Corect. 930 plus... Minus este aici, da? Da. Minus 6 ori 6. Nu, aveți întâi minus 89. Așa, minus deci 89 plus, lăsați acolo plus în față la 6 ori 6. Așa, acolo era plus. Așa. Deci, plus 6 ori 6? 36. Deci facem mulțime, da? 36. Da, ați scris greșit. De ce? În locul la 100 trebuie să puneți 930. Păi nu, sunt au rămas aici și nu scăzut. Da? Scăzut rezultatul ăsta. Deci fără paranteze, da? Gândim exercițiul fără paranteze. Și spunem tu acum, de ce eu am avut o oarecare nedumerie și am spus că trebuie să mai fie ceva că nu-mi place? De ce bănești tu că am avut eu așa? Intervenția asta. De ce am sesizat că e ceva neregulă? Nu. Cum să nu? Te uiți foarte atent. 100 minus 930 și minus 89? Plus 36. Și plus 36? Puteam să facem? Nu. Nu puteam face. Dintr-o 100 cum scade eu 900 și. Deci deodată eu am sesizat aici. Ceva nu e regulă. Că nu e regulă. Cum sunt obligat să facă mulțirea de aici. Apoi am zis 10 ori 93 fac deodată 900, am sesizat și într-o 100 nu scade 900, gata, adică ieșitul ăsta nu are. Da. Am mai sperat să am aici un număr foarte mare pe care să-l duc eu în față și mă ajute pe 100 asta. Noi mai făceam manevra asta. Uh-huh. Deci dacă aici era... mai mult, trebuia de ordinul sutelor. Că vezi, scade 900. Deci trebuia să-mi dea cel... 96 ori 100. Să-mi dea 7, sau nu, vreo 900 aproape, ca să mai scadă încă 89. Deci facem prin evaluare și simțim ieșițiul. Cum să scad eu dintr-o 100 și 930 pe 89? Și plus cine? Dacă ar fi fost aici plus 1000, să zicem, un număr mare, îl aduceam și îl lipeam de 100. 1100 și din 1100 puteam să scadem 930. Vezi, asta e restul. Deci am sesizat că n-am ajutor, pe traseu m-am tot uitat, ceva nu e în regulă, zic. De-aia am spus, ia mai uite da. Deodată, ceva nu e în regulă. Și atunci ce ai spus tu? Să fac ce? Paranteză, am 93 minus 89. Corect. Când am făcut așa, zici, acum scriem de nou ieșitul de desubt, cu paranteze. Adică... Nu. Scrii din nou cu paranteze. Așa, deci 100. Minus 10 ori.
10 ori în paranteză, 93, 89. 93 minus 89. Închidem paranteza. Plus 6 ori 6. Egal. Ce facem acum? Acum vorbește tu. 100. Așa. Minus. 100. Deci scriu și eu din nou. În varianta asta de aici, eu șterg. Sau puteți ștergeți. Da, eu am să șterg. Că am pus paranteza aceea, sunt... am posibilitatea să fac asta. Și zicem acum, în clipa asta, ce trebuie să facem? Te rog să spui tu. În clipa 100 minus... 100 minus... minus... 10 ori... 10 ori în paranteză. Și ce facem? Paranteza o scădem. Facem scăderea din paranteză. 3 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm 1 și cu 3, 4, 4. Deci vine minus 10 ori 4, că paranteza 4 face 4, ai spus tu, da? 4. Așa, plus 6 ori 6. Nu, plus 36. Plus 36, foarte bine. Ce se poate face, facem. Nu pierdem timpul. Ai făcut soare. Acum. 100 minus 10. Nu, 100 minus 40. Asta e. Egal deci, cu 60. Nu. Zicem 100, ca să înțeleagă toată lumea. 100 minus 40 plus 36. De cât să fi făcut 100 minus 40 să grăbește ritmul, mai bine aturai pe 36 la 100, ca asta se vede. Și ar fi spus 136. Deci în locul tău, aș fi făcut așa 100. Tu, și tu, varianta care ai văzut-o e foarte bună, ai crescut viteza. Că zici 10 ori 4, 40, 100 minus 40 facea cât? 60 și la 96. Și cu 36, 60 cu 36, 96. Sigur că da. Deci îți permiți la vremea asta să dai și rezultat direct. Da? Îți permiți să dai și rezultat direct. Acum, eu am să mai fac un ieșițiu. Apropo de ce am zis mai înainte, zicem 116 minus 23 ori 34 minus 76 plus 13 ori 100. Ori 100. Egal. Trebuia să spuneți 23 ori 37 în paranteză? Nu! Nu, am pus așa, cum veți. Ții ți-ar fi convenit să pun 23 ori 34 în paranteză? Da. De ce? Pentru că 16 minus 23 ori 34 va face un număr mai mare de peste 100. Bun, va face peste 100. Poți să-mi spui cam cât ar fi? Peste 100, peste 100, dar cam cât ar fi? Evaluează cât ar face 23 ori 34 la mulțime. Peste cât, în mod sigur? Peste. Nu la întâmplare. Peste 100. Peste 100, sigur? Sigur. Că două cifre, două cifre, două cifre, peste 100, da. Dar mai mult, vreau, mai multă precizie la evaluare. Te vrei să faci și mulțirea acolo. Deci te-ai gândit tu... Fă-o tu așa, să vedem acum care e motivul pentru care... Eu zic că în jur de 700. Eu îi dau evaluare. Tu fă calcul, să zic așa. A protunzi la 10, nu? De o profesor. Sau așa. Cum 20 ori 30. Asta am făcut. Și peste 20. Deci 2 ori 3 fac la 10. 2 ori 10 ori 30 fac 600. Și mai bine 3 ori... Ce vine din urmă. Da. Da. 3 ori ăsta mulțit cu 10 de aici. Cu 30 fac 90, am zis eu, 4 ori 20, 80, 700 și vreo 50. Ia să spui tu, 750 sau 7, oricum până în 800. Între 750 și 50 și 800 dau eu răspuns. Câte? 800? Da, între 750 și 800 dau eu. Tu fă mulțirea să și mă convingi, să vezi dacă e evaluat. Dacă a spus corect, domn profesor. Da. Hai să vedem. Dar 632. Deci 23 ori 34. Nu o să fac. 632. Nu, mai fă o dată. Mai fă o dată, te rog. Să știi că mă fac de râs dacă nu. 4 ori 2. 6. 4 ori 2. 8. 8 și 1. 9. Vezi? Atenție multă. 9. 3 ori 3. 3
3 ori 3, 6. 9. 3 ori 3, 9. 9. 3 ori 2. 3 ori 2, 6. Radio în linie. 2. 9 și cu 9? 7. Deci cât face? 7, 8, 2. Eu am zis între 750 și 800. Perfect. 750 și 800, m-am dus foarte aproape. Am încadrat foarte bine. Perfect. Deci acum să explic și ție și prietenilor noștri cum am făcut eu evaluarea. Repet de la 10, m-am zis 20 ori 30, 2 ori 3 fac 6 și cu ține 20 ori în cadru fac 600. Gata, prins 600. Acum, acest 2 înmulțit cu 3, deci 2 ori 3 am zis așa. Acum, 2 ori 4, 20 ori 4, 20 ori 4 fac 80 și 30 ori 3 fac 90, 80 cu 90 fac 170 și cu 600, deci am văzut 760 sau 780, deci m-am dus bine, m-am dus destul de bine. Deci de ce te propun și ție, ca nu cumva la mulțirea asta să dai tu 600 și cât ai zis, că atunci prin evaluare spui, stop, am greșit, undeva nu e corect. Deci de aceea este e foarte important. Tu ai zis că peste 100. Sigur că peste 100. Este. Dar eu am mers cu precizii mai mari. Chiar peste 700 am zis. Și pe mai mare din 750 și 800. Da? Așa, da, dragilor, este foarte importantă evaluarea asta, că ne asigură calitatea lucrului. Deci nu greșim. Așa, da. Spune, este nevoie să pun o paranteză? Da. De ce? La ce ar ajuta paranteza? Mai înainte a fost importantă, că era no. Obligat să facem scăderea. Nu. No. Dar aici no. Mulțimea o faci, că ea e prioritară. E cea mai puternică. Ea e puternică și spune cu mine discuți. Nu adună și scădeți, nu aude astea, că eu sunt șefa. Putea să adunați 13 ori 100 cu 186. Cu? 116. Aaa, vezi? Cam aici e sprijin. Deci, cu 13, 1300. 1300, sigur că da. Deci pot să pun 1300, să pun în față lângă 116. 1300, ai zis bine. Plus 116 ăsta de aici. L-am legat pe 1300 cu 116. L-am dus în față, am crescut puterea la 116. Minus acum. Minus am făcut înmulțirea aceea. 782. Și minus 76. Și să vedem acum cam care ar fi ordinea. Ce ordinea? Cea mai convenabilă? Nu. În momentul de față, hai să spunem pe cea dreaptă, în prioritate... 1416. Sigur că, dar adunarea aceasta e foarte rapid de făcut, 1416. Da. Deci vine 1416, minus, acum te rog să văd ce gândești. Scădem pe rând 782-76? Din... Da. Da? Bun. Sau... Asta... Sau le adunăm și scădem din 1416. Rezultatul adunării, da? Adică, decât să scădem pe rând, putem să adunăm tot ce e cu minus, că am mai făcut noi chestia asta, și spunem să vedem din tot, din asta, ia să vedem cât face minus. 6 și cu 2 vorbește tu. 6 și cu 2, 8. Da. 7 și 8. 15, 5 nu le ținem. 858. Așa. Și acum te rog să faci. Nu să nu se poate, ne împrumutăm. 2 și 6, 8. Așa. Ne împrumutăm. Da. 5, 10 minus 5, 5. Corect. 3 minus 2 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 8, 2. Și cu 3, 2 și cu 3, 5. Perfect. 558, da? Rezultat corect. Deci, ce a fost nou aici? Ți-am atras atenția că nu-i cazul să punem paranteza. Tu te gândeai să punem paranteza. E de prisos. Da. Că oricum mulțirea trebuie să o faci, că ea e șefă. E mai mare decât la... Ea e prima. Zici, eu sunt cu mine discuți, mulțirile și împărțirile, da? Și acum mai fac încă una, te rog eu, și spunem așa. 32 împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2. 32 împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2. Câte? Minus. Minus 72 ori 29. 72 ori 29. Minus. 72 ori 29. Minus 85
minus 32, 85 minus 32, înmulțit cu 10 și plus 23 ori 100. E calcul. Aici 2 împărțit la 2 împărțit la 2, 32 împărțit la 6. De ce la 6? Pentru că 2 plus 2 plus 2. Nu, 32 împărțit la 1. Adică cum ai făcut, te rog? Pentru că 2 împărțit la 2 împărțit la 2 este egal cu 1. Pe care 2 le împărțit la 2? Pe ultimul cu penultimul. Pe ultimul, ăsta, da. Asta e ultima, cu? Cu penultimul. Și 2 împărțit la 2, da? 2 împărțit la 2 era cum? Și pe urmă? 2 împărțit la 1, 1. Asta așa, 1. 2 împărțit la 1, facem 1? Nu, 2. 2. Și pe urmă 32 împărțit la 2? 32 împărțit la 2 este egal cu 8. 16 dacă ai fost împărțit la 2, faci 8. Dar 32 împărțit la 2, ia să văd, te duci tu, ia gândește așa. Dacă ar fi 30 împărțit la 2, cât ar fost 30 împărțit la 2? Două părți egale, se înțelege, da? 15. Vezi? Și 2 ușa la care a rămas să împarci la 2 îți face 1. Și lângă 15 îi pui 1. 16. 16. Deci 32 împărțit la 2 fac 16. Foarte bine ai făcut. Dar e foarte prost. De ce? Păi ce-mi ți-a spus tu că se iei la coadă, mă? De la stânca, la? Păi ce-a zis tu? Când citești, când citești o carte, nu e de la stânga la dreapta? Da. Ți-a spus cineva de la sfârșit, deci de la stânga la dreapta. Când sunt de la același rang, și aici sunt de la, la fel, da, ca pretenții, că sunt părții toate. Să citesc de la stânga la dreapta. Păi tu 16. Ia să vedem. 32 împărțit la 2? Acum a spus. 16, 16. Deci aici eu fac 16, da? 16 asta împărțit la 2? 16 împărțit la 2, 8. 8 împărțit la 2? 4. Vezi? Vezi rezultatul, da? 4. Asta e treaba. Păi să țină minte toți prietenii noștri. Nu să facă chestii de la dreapta spre stânga, când de același ordine. De la stânga, spune, în ordine care apare. Trebuia să-i mulțească 2 ori 2 ori 2. Asta e la treaba. Și era deci 4 și cu 2, 8. Deci era 8, făceam acolo 2 ori 2 ori 2, 8. Și 32 dacă îl împart la 8, îmi dă 4. Deci, da, mai complicat. Asta e mult mai complicat ca el să vadă. Da, la de la coadă. Dar decât să, atenție, decât să-l greșim așa, exact cum sunt ele, dacă nu-i pus vreo paranteză. Da, dacă era dacă, paranteză. Dacă autorul punea paranteza aici, autorul... Da, făceai 2 împărțit la 2. 2 împărțit la 2 era obligat să faci. Și atunci ar fi fost 32 împărțit la 2 împărțit la 1. Și acum cum faci? Că te obliga paranteza, trebuia să faci asta. Și acum faci de la stânga la dreapta, cum ești în paranteză? Că ți-am, tu ai fost aici, te-am făcut pe tine, te-am rezolvat. 32 împărțit la 2, iar 16 și împărțit la 1, împărțit la 16. 16. Deci rămâne 16. Deci o paranteză schimbă automat rezultatul exercițiului. Este fantastic. Ai înțeles mai nu? Deci parantezile... Deci atenție, dacă nu ai copiat-o și n-ai pus paranteza, ai terminat de greșit. Dar avem acum exemplu de mai sus. Când am zis eu, ce fac aici? Trebuie să fie ceva greșit. Pentru că am evaluat. Dacă erau numerele mici, nu dădeam seama. Sigur că nu. Deci dacă ar fi fost posibil operația, da, rezultatul ar fi fost prost. Da. Da? Și n-am fi sezat. Cine-ți corecta testul, spunea că e greșit. Nu s-a uitat. Nu-i copia paranteză, e problema ta. Sigur, zicea, a făcut alte greșiți. Alte exerciții. Da. Numai că în ieșițul ăsta, lipsa paranteze, ne punea în situația imposibilă de a face. Da. De aceea am intrat în panică și am zis, ce să mă fac acum? Mm-hmm. Ei bine, iată-ne din nou în fața unor lucruri concrete, da? Și aici, hai să ne întoarcem la ieșițul. Da. Deci am spus că rezultatul de la stânga la dreapta, cât ne-a dat aici făcut împărțirea? 32 împărțit la 2.
Ne-a dat 16. 16 împărțit la 2 e făcut 8. 8 împărțit la 2 e 4. Deci 4. Minus. Te rog. Minus. 72 ori 29 vreau prin evaluare. Hai că-ți putem. 70. Ori 20. 7 ori 2. 7 ori 2, 14, 140. Nu, 1400. 1400. Deci 1400 le-ai din capul locului. 1400 plus 18. De ce? De 9, da? De 9, 18. Bun, și așa este 18, dar e puțin. E 70 ori 9. Erau cu... 7 ori 9. 7 ori 9, erau cu 63. 63. 630? Cât 70? Deci la 1400, deci la 1400 în mintea mea, am adus 600, 7963, 600, am făcut 2000 și pe urmă mai pun 2 ori, la, nu, 20 ori, cât? Ori 2. 20 ori 2. 20 ori 2. Era 630, nu 600. 630, foarte bine, 630, merg pe mâna ta. Egal cu 260, 230. 2030, 2030, mai bine, 2 ori 20, 40, mai pun 40 acolo, ei, deci 2700. 2000, nu 700, că ai zis 2030. 2070. 2070, mai bine 18, 2000. 70 ori 30 aproape, dacă vă uitați, vezi 29 acolo. Asta e mai rapid. 7 ori 3, 21. Deci mama vine cu observații și spune, dacă aici pe 29 îl vedem 30. Deci vezi, evaluarea o faci foarte rapid, rapid. Dacă te prinzi de poarta asta. Deci în loc să 29 se apropie, deci ce trece peste 5, ne ducem la 10 de următoare, facem o rotunjit, pierdem aici, 7 ori 9, 7 ori 3, 21, deci 2100 și zis acolo, mă apropie de 2100. Sunt foarte apropiat. Încât acum te rog să faci și calculul, te rog să faci și mulțirea și vezi dacă... Când iau pe caietul meu? Da. Da. Faci pe caietul tău și vorbești ca să mă duci și pe mine, să nu cumva să greșesc. De 72, zice, ori 29. Te rog, vorbește. 2 ori 9, 18, 8 și 1 reținem. Da. 97, 63 și cum? 64. Corect. 348. Acum, cu 10, nu pierdem timp. Scriem 0 sub 8. Da, 2 ori 2. 2 ori 2, 4. Da. 4. 2 ori 7, 14. Așa. Și cam atât. Atât. 8. 8. 8. 8. 0. 0. 2. 288. Adică, nu, atenție. 2088. Și mama a prin rotunjit a zis 30 ori 7, 3 ori 7, 21, 2100. 2088 este foarte aproape de 2100. Asta face ca tu să știi dinainte rezultatul. Da, dacă îți dă mai mult sau mai puțin, puțin câteva... îți dai seama că ai greșit un da. Și dacă îți dă cu ordinul, când trebuia să-ți dea aproape de 2100, aproape de 2100, da. Tu să zici că îți dă de ordinul sutelor, 300, 700 sau știu ce-ți dă acolo. Cum? La 700 sau 800, la 2100 e greșit. Ceva, iau calculul. Asta e foarte, foarte important. Da. Așadar, zicem 4 minus 2088. 2088. Minus. Ce fac acum oare? 82. Faceți scăderea, că paranteza spune pe mine, că eu sunt în paranteza, aici trebuie să discutăm. 3 și 5. 35 ori 10 egal cu 350. Atenție. Deci minus 350. Atenție, nu-i 35. Auzi. 5 minus 2, 3. 3. La sfârșit. Da. Și 8 minus 3. 53. 53 și tu mi-ai zis 35. Multă grijă. Era să scrie chestia asta. Deci nu mă las, mă păcărești că ne facem de bani. 530. De 500. A, de face direct înmulțire. A, și făcut înmulțirea cu 10. A sesizat că rezultatul se înmulțește cu 10 și asta e bun. Plus 23. Plus, aici, aici. 23 ori 100.
2300. Plus 2300. Plus 2300. Bun. Acum. Să vedem cine e mai ușor. Păi fie adică? A. 4 minus 2008. Nu se poate. Și ce facem atunci? Adunăm pe 2300 cu 4, va da 2300. Este 4 minus. 9304 minus 2088 merge. Ceva, da, perfect. Număr. Și până scădem numărul acesta. 530. Ia să vedem, așa anticipezi tu că merge, e și ăsta. Da. Deci cât a fost? 2304 și până scădem 2000. Și până mai scădem încă 500. Nu. Mai bine să zicem așa. Cum? 2888 plus 530. Cât face? Minus. Cât face? 2304. 2000? Nu, cât fac cele două adunate? Cele două adunate. Da. 8, 1, 3. Deci ai zis 2230 din 4. Nu, 2600. Deci vine 2304, ai zis, nu? Da. 304, ca așa ai zis, 2304, 2304, minus astea două adunate, cât să fac? 2304. Păi așa ai zis, 2304 ăsta. 2304. Da, așa ai spus că faci, ca să-i crești puterea lui 4 ăsta. Da. Minus. Și minus 0 la final. Da. Dar le scade, bă? Nu. Le adun. Le adun pe astea care ai spus că te și îmi pun minus că scoate din 2000. Am o două, sunt cu minus, da? Da. Și 0, da. 3 minus 8, 1. Nu, 3 și cu 8. 3 și cu 8, 1. Așa ai zis, bine. Și nu reținem. 5 cu 1, 7 și cu 0, 6. Da. Și 2. Așa. Și iată, din 2304 scădem pe 2610. Nu se poate. Asta e. Și mă, ce vrei? Așa, mă, ce greșeală. Ca să ne apropiem, în loc de 23, hai să zicem noi 27. Da? Și facem modificare. Acolo ai făcut adunarea, dar 8 plus 0 nu dă 0. Am înțeles, ziceați, nu credeți așa. Ia 8 și cu 0 faci, nu 0, 8. Scădeți, adunați, ce faceți acolo? Așa. Uite, măi, chiar suntem neatenți, mă. Am întâlnit, mă, ce facem? Dacă rămâne pe baza noastră, ne facem de toate baftea. Am zis că suntem atenți amândoi, dar amândoi suntem neatenți. Ce facem aici? Luna. Deci 8 și cu 0 face 8. 8. 3 și 8, 1. 5 cu 1, 6. 2. Da, într-adevăr așa da. Face. În concluzie, m-am modificat aici 27-800. Va face 2704. Așa, modific și aici să fie 2700. Și acolo jos. Și acum 2700. 4. Acum merge. Merge, da? Avem suficientă resursă și zicem. 4 minus 0. Nu, 4 minus 8. Nu pot eu. 4 minus 8 nu se pare. N-avem nimic. Avem. Da. Împrumutăm. La 0 rămâne 9. Așa. Și rămâne 10 la 4. Așa. 10 minus 8, 2 și cu 4, 6. Așa. 4. 9 minus 1, 8. Da. 6 minus 6, 0. Așa. Și 2 minus 2, 0. Așa. Deci rămâne doar 86. Iată rezultatul corect, 86. Și cu ce învățăminte ne despărțim de ieșiciul ăsta? Spune-mi tu, povestește-mi tu ce le ținut de ieșitul ăsta. Ce merită să țină și prietenii noștri minte foarte bine în fața unei astăzi? Că 32 împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2, facem 32 împărțit la 2, 16, 16 împărțit la 2, 8, și 8 împărțit la 2, 4. Adică când sunt de același rang operațiile, se execută de la stânga la dreapta, fără să stăm pe gânduri. Da? Când sunt de aceeași rang. Deci dacă sunt înmulțiri și împărțiri, aici am avut un câr de împărțiri, trei împărțiri, una după alta. Ia. Nefiind nicio paranteză, le-am executat în ordine care apar. Altceva, ce mai deținem? Pe 72 ori 29, dacă se apropie de 30, 40, 50, etc. Așa.
vom înmulți cu numărul... cu cifra 10-lor din partea cealaltă, da, și îți face evaluare rapidă. Dacă s-a apropiat asta, și după aceea scădea 72. Ei, de 30. Nu, nu ne frământăm. Noi vrem să ne apropiem cât se poate de bun. Deci 30 ori 7, 3 ori 7, 21. Faptul că aici am pus 1, știi, cu era cu 2 în plus, n-a însemnat decât o apropiere cât se poate de bună. Uite, dacă ai fost aici 78, ce ai fi făcut? 10! 80! Și din coace ori... 30, 3 ori 8, 24, 2400, mai puțin că, și pe ăsta l-am ridicat, și pe ăsta l-am ridicat. Și atunci, la Domnul, atunci te mai dai 100 înapoi, să zice, și faci 2300, dar, oricum, aproape de 2300, să mă duc și eu pe acolo. Deci, dragilor, evaluarea dintr-o privire este esențială pentru ca să reușim într-o ieșiță. Așa încât, uite, am făcut aceste două ieșiții. Acum mai ai încă unul sau dacă mai fac eu? Dau tot așa în genul acesta, nu vreau să vă dau cu termen necunoscut. Da, dacă termen necunoscut. 30 împărțit la 3. 30 împărțit la 3. Ori B. Ori B. Minus 0 împărțit la 9. 0 împărțit la 9. Egal cu 100. B minus 0 împărțit la 9. Cu... 0 împărțit la 9 egal cu 9. 0 împărțit la 9? 9. 9, da? Da, spus 9. Adică nimic. Ai nimic. Nu, 0. Ai nimic și le dai la 9 oameni. Ce le dai tu? 0. 0 nimic le dai, da? 9 împărțit la 9. Așa. Deci atenție multe. Aici, iată că te-am prins o mică greșeală. O mică mare greșeală. Acum, cum gândim? Împărțirea, avem scădere, facem ce putem, nu? Minus 0, 3 ori B, minus 0. 30 împărțit la 3. 30 împărțit la 3 egal cu 10. Deci vezi, la stânga, la dreapta, poți să execuți asta. Egal. Da? Și atunci zici ce? Echivalent. 10. Uite, zici echivalent, o transcrim egal. Cum se scrie? Așa, în zic 10. 10 ori B, 10 ori B, minus 0 mare rost. Îl mai punem? Dacă e minus 0? Ne. Nu. Are sens. Nu. B egal cu 10. Deci 10 B egal cu 100. Și B egal cu? B egal cu 10. B egal cu 10. Ai gândit foarte, foarte bine. Hai să-ți mai dau și eu una acum. Uite, zicem așa. 100 împărțit la 2, împărțit la 5 și împărțit la A, da, minus 3 ori 0. 3 ori 0. 3 ori 5 ori 7 ori 9 ori 0 ori 11 egal cu toată mulțirea care a făcut-o dumneavoastră este cu 0. De ce, mă? Pentru că tot ce mulțim cu 0 este egal 0. Deci nu are niciun rost ai să te apuci tu să faci mulțiri să pierzi timpul, că ai văzut un factor al mulțirii care este 0 și asta face 0. Și acum spun că asta de aici este egal 100 cu... 100 împărțit la 2, 50. Egal 50 împărțit la 5 este egal cu 10. Și 10 împărțit la A se facă 5. Cât este A? A egal cu 2. Deci rezultă de aici că A egal cu 2. Foarte bine, foarte bine. De 10 împărțit la 5 se facă 5? La 2.